Liverpool este o echipă foarte, foarte bună din Anglia, cu o istorie foarte mare, însă care în ultimele sezoane nu a reușit prea multe. Ea în sezonul acesta de Premier League a reușit abia locul 3, din păcate nu reușește să câștige Liga, reușește însă 82 de puncte. Din păcate Liverpool este scoasă din Europa League de către Atalanta, ea pierde și în FA Cup, o bate Manchester United, însă câștigă măcar un trofeu, EFL Cup, ceea ce este destul ok. Liverpool totuși are niște jucători foarte, foarte buni, precum Salah, Van. E bine, și am ajuns și la Liverpool, unde suntem Jurgen Klopp, care știm că în viața reală a plecat de la Liverpool, însă noi cu Jurgen Klopp o să continuăm. Desigur că această simulare să fie bună și frumoasă, trebuie să setăm obiective. Așa că obiectivele sunt în felul următor. Liverpool trebuie să aibă în arsenalul său 20 de trofee. Ea trebuie să câștige 4 Champions League-uri și să câștige de 2 ori Super Cup-ul. Liverpool trebuie să aibă un jucător sau mai mulți care au câștigat 4 baloane de aur. De asemenea, trebuie să aibă un jucător sau mai mulți cu 99 overall. Ea trebuie să câștige Premier League de 5 ori. E bine, și cam acestea sunt obiectivele. Zic că sunt destul de bune și că Liverpool o să le reușească absolut pe toate. Țineți minte că am făcut și o carieră cu Liverpool și am reușit acolo să câștigăm multe, multe trofee. Însă acum hai să ne uităm la echipă să vedem cum arată. Destul de interesant, îl avem pe Luis Diaz pe partea stângă, Nunez, Salah, o echipă chiar destul de bună, însă mijlocul ăsta e cam ciudățel. O să încercăm noi diferite combinații de jucători, pentru că Liverpool are niște jucători frumoși. E bine, și cam așa va arăta echipa. L-am băgat pe Jota în locul lui Endo, pe Alisson desigur și pe Arnold pe dreapta. Desigur știți că avem voie doar 2 transferuri pe sezon, însă sezonul ăsta nu cred că vreau să fac niciun transfer, adică vreau să văd cum s-a descurcat așa echipa, da? Să vedem și noi cum o să se descurce în EFC. Așa că o să mă bag eu repede să fac diferite planuri cu contractele și revenim după aceea. Am făcut diferite planurile, cât și contractele, echipa arată foarte bine pentru primul sezon. Așa că simulăm sezonul numărul 1 să vedem dacă reușim până la urmă ce a reușit și Liverpool în viața reală, sau poate mai mult. E bine, sezonul numărul 1 s-a terminat. Hai să vedem cum arată echipa și se pare că arată destul de bine. Au crescut peste tot jucătorii, absolut peste tot. Bine, Jota cred că n-a crescut, însă arată destul de bine echipa. Haideți să vedem ce a scris și multe goluri și se pare că este Luis Diaz cu 42 de goluri. Wow, incredibil. Iar pe locul 2 Mo Salah cu 32 de goluri. Dar nu înțeleg cum atâta goluri. Și la asisturi este clar Mohamed Salah. Haideți să vedem că reușim. Și se pare că nu reușim. Din păcate nu reușim Premier League. După atâtea goluri date, avem doar 85 de puncte. Reușim mai bine decât în viața reală. Pe locul 2 reușim noi, însă din nou Manchester City pe locul 1. Emirates FA Cup reușim să câștigăm. Și se pare că reușim, o batem pe Manchester City în finală cu 2-1. Let's go! Carabao Cup reușim și se pare că reușim și Carabao Cup cu 2-1 versus Manchester United de data asta. Haideți să vedem totuși ce am făcut în Europa League, pentru că Liverpool a fost în Europa League și se pare că ieșim din grupul cu 2 cu 10 puncte. În round of 6 se pare că o batem pe Panathinaikos cu 6-1 la general. În quarter final se pare că o batem pe West Ham cu 5-1 la general. Însă în semifinale ne scoate Ajax cu 5-4 la general. Bă, ce nașpa! Și câștigă Sevilla. Ok. Am intrat în sezon cu numărul 2 și haideți data să facem niște transferuri. E bine, vreau să vând niște jucătorii mai bătrâni și să transferăm 2 jucători pentru că atâta putem maxim, care sunt foarte, foarte buni. Și avem destui jucătorii bătrâni, să zic așa, l-avem pe Van Dijk, care sincer aș vrea să transfer, pentru că este ultima șansă când putem să luăm niște bani pe el. Mohamed Salah la fel ar fi o idee, Alisson nu că e portar și că e destul de bun, și poate și Robertson, însă sezonul următor. Așa că ar fi o idee să-l vindem pe Van Dijk și pe Mohamed Salah și să luăm un right winger și un fundaș. E bine, l-am vândut și pe Van Dijk și pe Mohamed Salah, au plecat din păcate, însă noi avem 460 de milioane de euro și vreau să transfer 2 jucători crazy rău de tot. Așa că haideți să căutăm un right winger și un fundaș foarte bun. E bine, și avem aici doi jucători foarte, foarte buni. Ronald Araujo cu Rodrigo. Rodrigo ar putea să se ducă și în viața reală, din câte am văzut. Sunt și șanse mici, totuși, dar sunt. Însă noi, în simularea aceasta, îl vom transfera pe Rodrigo și pe Araujo, pentru că sunt niște jucători extraordinari. E bine, și Rodrigo vine la Liverpool pe suma de 141 de milioane de euro. Un jucător scump, dar foarte bun. Ronald Araujo vine și el la Liverpool pe suma de 130 de milioane de euro.
E bine, acum cu Rodrigo și cu Araujo, echipa arată incredibil, efectiv incredibil, o să crească foarte mulți jucătorii și sunt sigur că o să câștigăm niște trofee frumoase. Însă totuși, după cum știți, avem nevoie de contracte și de development planurile, așa că revin într-o secundă după ce le fac. Eu zic că sunt pregătiți, am făcut development planurile, că și contractele echipa arată fabulos cu Rodrigo și cu Araujo. Data asta suntem și în Champions League, așa că simulăm sezonul cu numărul 2 să vedem dacă reușim să câștigăm Champions League-ul. Sau cine știe, măcar Premier League. Sezonul numărul 2 s-a terminat, hai să ne cum arată echipa și se pare că arată foarte, foarte bine. Rodrigo la 91, Arnold și la 91, cresc foarte, foarte mulți jucătorii. Însă totuși, haideți să vedem cine a scris cea multe goluri la echipa noastră și se pare că este Luis Diaz cu 31 de goluri. Iar apoi Rodrigo cu 24, se pare că s-a integrat destul de bine la echipă și la asisturi este Arnold cu Rodrigo. Hai să dacă reușim și se pare că reușim să câștigăm Premier League, mă, bine, mă, reușim să câștigăm Premier League cu 83 de puncte. Let's go! Efect că multe și reușim și se pare că nu reușim, ne batem Manchester City cu 5 la 4 la penaltiuri. Emirates FA Cup, hai să dacă reușim, nu reușim aici să câștigă din nou. City, Carabao Cup reușim, nu reușim câștigă aici Manchester United. Haideți să vedem totuși ce am făcut și în Champions League, se pare că ieșim din grupa noastră pe locul 1 cu 12 puncte. În round of 6 dăm de AC Milan, care ne scoate foarte, foarte rapid din round of 6 pe bune cu 4 la 3 la general și câștigă Manchester City, incredibil. Suntem în sezonul cu numărul 3 și în sezonul acesta haideți să vedem cum putem să îmbunătățim echipa. În primul rând trebuie să ne uităm la vârstă. Vedem că Robertson, chiar dacă are 88, overall are 31 de ani, deci ar fi o idee să-l schimbăm. Poate în curând și Luis Diaz, însă s-a descurcat foarte bine la noi la echipă. Și Alisson, doar că el e portar și o să își păstreze overall-ul destul de mult timp. Așa că o să schimbăm noi, ce puțin momentan, left back-ul și o să aducem pe banca de rezervă un portar de rezervă mai bun. E bine, și o să vreau să-l transferăm pe Theo Hernandez, pentru că și expiră contractul și este și un jucător foarte, foarte bun. Așa că haide să-l transferăm. Theo Hernandez vine și la echipă pe suma de 70 de milioane de euro, un jucător foarte bun și destul de ieftin. E bine, și ca portar de rezervă aș vrea să-l transfer pe Lucas Chevalier, cred că așa se pronunță. Un portar destul de bun și ieftin, care sunește foarte mult la echipă, așa că haide să-l transferăm. E bine, se pare că Lucas, noul nostru portar, vine la echipă pe suma de 44 de milioane de euro. Echipa noastră acum cu Theo Hernandez și cu Lucas pe banca de rezervă arată foarte, foarte bine. Însă avem nevoie, după cum știți, de fiecare dată, divem planuri și contracte. Revin într-o secundă. Am făcut divem planuri, cât și contractele echipa arată foarte bine și pregătite pentru sezonul cu numărul 3, așa că simulăm sezonul cu numărul 3 să vedem dacă reușim de data asta să câștigăm UEFA Champions League. Întrerup acest video clipmaker ca să vă reamintesc că peste 69% dintre voi nu sunteți abonați și vreau să vă spun să vă abonați, să dați like și să activați clopoțelul și următorul target al nostru este de 10.000 de abonați. Vă las în continuare cu videoclipul. Haideți să vedem totuși în 2025 cine poate să câștige balonul de aur. Să sperăm că este un jucător al nostru și se pare că este Erling Haaland. Da, ok. Sezonul cu numărul 3 s-a terminat. Hai să vedem cum arată echipa și se pare că arată foarte, what? 95 overall Rodrigo. What? Cât de mult a crescut și nu ne a crescut foarte mult. 92 overall. Sobozai la fel. Arată chiar fabulos echipa. Fabulos. Dacă n-am câștigat Champions League, mă miră. Adesea o să vedem ce am scris multe goluri totuși și se pare că a fost Rodrigo cu 28 de goluri. Nunes cu 25. Luis Diaz cu 25. La asisturi este Rodrigo cu 18. Haideți să ne reușim și se pare că nu reușim. Suntem pe locul 3. Wow, ok. City câștigă din nou Premier League. FC Community și reușim să câștigăm, reușim o batem pe City cu 2-1. Emirates FC Cup reușim să o batem pe Chelsea cu 3-0. Let's go. Carabao Cup reușim, nu reușim aici să câștigăm Manchester United. Haideți să vedem totuși în Champions League ce am făcut. Se pare că terminăm în grupa pe locul 2 cu 12 puncte la egalitate cu Borussia Dortmund. Însă în round of 16 din nou suntem scoși foarte rapid de Barcelona, 4-4 la general și 5-3 la penaltiuri ne bate. Wow, și câștigă Real Madrid. E bine, suntem în sezonul cu numărul 4 și în sezonul acesta, haideți să vedem cum putem să îmbunătățim echipa. Deja echipa asta arată foarte, foarte bine, avem mulți jucători cu overall-uri foarte mari, cum ar fi Rodrigo. Însă Konate, din păcate, cam stă în spate și nu crește. Ar fi ideea să-l schimbăm și să-l băgăm pe banca de rezervă, de fapt, și să aducem un nou fundaș în locul lui. Luis Diaz, probabil ăsta va fi ultimul lui sezon, iar după aia o să-l schimbăm.
Însă momentan sezonul ăsta eu zic să transferăm doar un fundaș. E bine, și că fundaș o să vreau să-l transferăm pe Bastoni, un fundaș excelent de la Inter, foarte, foarte bun și la vârstă și la overall. Chiar dacă o să fie destul de scump, o să ne ajute foarte mult, zic eu. Și până la urmă, Bastoni vine la echipă pe suma de 123 de milioane de euro. E bine, și o să-l băgăm pe Konate pe banca de rezerve și o să intre Bastoni în locul lui. Și acum avem un duo de fundaș foarte, foarte bun. Desigur că va trebui eu să fac diferite planuri și contractele, așa că revin într-o secundă. E bine, am făcut contractele, cât și în planurile, echipa arată perfect, arată foarte, foarte bine cu Bastoni ca fundaș, o să ne ajute foarte, foarte mult. Așa că simulăm sezonul cu numărul 4 să vedem dacă reușim să câștigăm în sfârșit Champions League-ul. Haideți să vedem totuși cine câștigă balonul de aur în 2026 și se pare că este Rodrigo, mă, bine, mă, Rodrigo, mă, câștigă Rodrigo și el un balon de aur. Let's go! Sezonul cu numărul 4 s-a terminat, așa că hai să vedem cum arată echipa și se pare că arată destul de bine. 94 Darwin Núñez, 96 Rodrigo. Chiar a crescut foarte, foarte mult echipa. Haideți să o să vedem ce am scris multe goluri și se pare că este Rodrigo cu 32 de goluri. Iar apoi Darwin Núñez, 30 de goluri, incredibil cât de goluri. Iar la asisturi este Rodrigo cu 14 asisturi. Haideți să ne reușim și se pare că reușim să câștigăm, reușim să câștigăm Premier League cu 87 de puncte. Let's go. Efectivamente și le reușim, se pare că reușim, o batem pe City cu 4-2, o spargem. Emirates FA Cup reușim să câștigăm, nu reușim, aici este Manchester United. Carabao Cup reușim, nu reușim, aici este Manchester City. Însă totuși, haideți să vedem ce am făcut și în Champions, se pare că ieșim din grupă pe locul 2 cu 2 puncte. În round of 6 se pare că dăm de Bayern, care o batem 5-2 la general. Let's go! În quarter final se pare că dăm de City, pe care o batem cu 4-2 la general. În semifinal se pare că dăm de Barcelona, pe care au reușit să o scoate la penaltiuri cu 4-2. Incredibil cât de aproape am fost acolo. Iar finala vom juca versus și la Paris Saint-Germain. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm. 3, 2, 1 și reușim, mă, reușim. Am câștigat-o cu 2-1. O batem pe PSG și câștigăm UEFA Champions League. Suntem în sezon cu numărul 5 și în acest sezon nu știu ce să facem. Ar trebui să schimbă puțin mijlocul, adică McAllister ar trebui să fie schimbat, pentru că este următorul practic jucător care trebuie să ajungă la 90 overall și ar fi o idee să-l schimbăm, pentru că el oricum are 28 de ani și nu o să mai crească așa de mult, ce puțin. Așa că nu o să-l vindem, o să-l punem pe banca de rezerve în locul lui Elliot și vom transfera un nou mijlocaș. E bine, și cred că vreau să fac cel mai scump transfer pe care l-am făcut în acest joc, pentru că o să ne coste Musia la peste 230 de milioane de euro. Și sincer, chiar vreau să transferăm. Vreau să avem echipa asta monstru, efectiv, să avem cea mai bună echipă. Așa că haideți să transferăm pe Musiala. Vine Musiala pe suma de 234 de milioane sau 32, nu mai știu cât era acolo. Vine Musiala, destul de scump, dar foarte bun. E bine, și Musiala va intra aici în locul lui Elliot în primul 11. O să rupe efectiv și va trebui noi să-l punem ceva de genul, dacă reușim. Ok, hai că reușim. Și cam așa va rămâne echipa, cel puțin pentru următoarele, cred că vor două sezoane, pentru că lui Stias ar cam trebui să schimbăm. Însă desigur o să mă bag eu să fac repede diferent planurile și contractele și revin într-o secundă. Am făcut diferent planurile că și contractele, echipa arată efectiv monstru. Musiala, Jota, Sobozai în mijloc, mai zic de atac sau de defensivă. Îi dăm simulare la sezonul cu numărul 5. Haideți să câștigăm back-to-back Champions League. Haideți să vedem în 2027 cine câștigă balonul de aur. Și se pare că este Rodrigo din nou, mă. Bine, mă, Rodrigo. Rodrigo o să fie acel jucător care o să ne aducă multe balonuri de aur. Deja avem două de la el și mai trebuie să cred că vreo 3. Sezonul cu numărul 5 s-a terminat. Hai să vedem cum arată echipa și arată incredibil de monstruos. 96 Núñez, 97 Rodrigo. Clar, Rodrigo o să ajungă primul la 99. Însă vedem că Luis Diaz a scăzut, la fel ca portarul a scos la 91, deci va trebui să schimbăm 2 jucători. Însă haide să vedem ce am scris, ce am multe goluri și se pare că a fost Rodrigo cu 32 de goluri. Núñez în spate cu 24 și la asisturi este Szoboszlai cu 13 asisturi. Haideți să vedem dacă reușim și se pare că nu reușim să câștigăm Premier League. Wow, ok, suntem tocmai pe locul 3. Ok, efectivamente și reușim, nu reușim, ne bate Manchester United, wow, la penaltiuri ne bate. Emirates FA Cup reușim, totuși nu reușim aici, câștigă Crystal Palace, pe bune, niciun trofeu. Carabao Cup, hai să vedem dacă reușim, nici Carabao Cup. UEFA Super Cup putem? Haide, ok, măcar avem UEFA Super Cup, ok. Haide să o să vedem ce a făcut și în Champions League, se pare că terminăm grupa pe locul 1 cu 14 puncte. În round of 6 se pare că dăm de Barcelona, deci Barcelona a scos de mai multe ori din Champions League, de cred că de vreo 3 ori, asta e a 3-a oară când ne scoate. Incredibil, 4-3 la general. Ne scoate Barcelona. Suntem în sezon cu numărul 6 și în acest sezon haideți să facem niște schimbări mai big la echipă. Adică ar trebui să aducem un left winger la echipă mult mai bun decât Luis Diaz și cred că ar fi timpul
să aducem și un Kama sau KF în locul lui Diogo Jota. Desigur că nu vreau să-i vând, o să cumpăr alt jucător dacă mai ajung banii și în caz că nu mai ajung, o să-i vând. E bine, și vreau să facem două transferuri destul de big. Rafael Leão vreau să transferăm și Pedri. Doi jucători excelenți, dar foarte, foarte scumpi. 153 odată cu 192 odată. O să fie nebuneală cu banii, însă o să vreau să-i transferăm doi. Așa că haide să încerc să-i transferăm doi. Rafael Leão până la urmă ajunge la echipă pe suma de 161 de milioane de euro. Pedri ajunge și la echipă la Liverpool pe suma de 200 de milioane de euro. E bine, și acum cu Musia la Pedri, Szoboszlai în mijloc, Leão în stânga, arată mult, mult mai bine echipa. Procură Drago de 97, n-ai ce să zic, efectiv e un monstru echipa asta. Mai trebuie schimba portarul cei drept, Pedro că o să scadă, are 35 ani, dar eu zic că o să descurce destul de bine sezonul ăsta. Desigur că vom merge și vom face diferent planurile și contractele și revenim într-o secundă. Am terminat contractele cât și diferent planurile, echipa arată excelent cu Leão și cu Pedri, așa că simulăm sezonul numărul 6 să sperăm că data asta câștigăm din nou Balon de Aur și Champions League-ul. Haideți să vedem cine câștigă Balon de Aur în 2028 și se pare că este Erling Haaland, bă, iar a venit Erling Haaland cu baloanele lui. Ta, și începuse totuși Rodrigo. Sezonul numărul 6 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată destul de bine Rodrigo la 98 overall, incredibil cât a putut să crească Rodrigo, însă vedem că Alisson a început să scadă și Teo Hernandez la fel. Haideți să vedem totuși și am scris și multe goluri, se pare că este Rodrigo cu 32 de goluri și la asisturi, 20 de asisturi Rodrigo, wow. La goluri, pe locul 2 este Szoboszlai cu Nunez. Haideți să o să vedem că reușim și se pare că reușim să câștigăm cu 90 de puncte Premier League pe locul 1, let's go. Emirates SF Cup reușim, se pare că nu reușim câștiga aici City. Carabao Cup reușim totuși, nu reușim ne bate Arsenal în finală cu 3-2. Ok, haideți să vedem totuși, am făcut și în Champions League, se pare că terminăm cupa lui pe locul 2 cu 11 puncte. În round of 6 se pare că dăm de Inter pe care reușim să o batem cu 3-2 la general. Sunt aproape. Quarter final se pare că dăm de Sporting și o spargem cu 5-0. În semifinal se pare că dăm de Olympic Marseille și o spargem și pe aia cu 6-0, iar final a jucat versus Bergamo Calcio care a avut o Real Madrid, what? Adică cu Atalanta. Ok, hai să vedem că reușim să o batem și 3-2-1 și reușim să o batem cu 3-2, destul de aproape să pierdem, însă reușim să câștigăm al doilea Champions League. În sezonul numărul 7, hai să vedem cum putem să îmbunătățim echipa. Știm că ne-a scăzut portarul și left-back-ul, asta înseamnă că ne trebuie un nou left-back și un nou portar. Desigur că îl vom pune pe Hernandez pe banca de rezervă în locul Robertson și vom transfera al left-back și portar la fel va trebui să transferăm al portar pe care Ali sunt 36 de ani. E bine, și avem aici doi jucători pe care știți că îi luăm aproape în fiecare simulare pentru că sunt destul de buni. Și nu doar că sunt destul de buni, dar le și expiră contractul. Asta înseamnă că putem să-i luăm mult mai ieftin. Donnarumma și Balde sunt jucătorii pe care îi vom transfera imediat. Bun, și se pare că vine Donnarumma la echipă cu 30 milioane de euro plus Alisson. Alejandro Balde vine și la echipă pe suma de 85 de milioane de euro. E bine, și acum Donnarumma deja este în poartă, însă îl vom băga aici pe Balde, care este aici jos de tot și acum arată mult mai bine echipa, mai ales că Donnarumma și Balde încă pot să crească. Fac repede contractele și divem planurile și revenim. Am făcut contractele cât și divem planurile, echipa arată excelent și de-abia aștept să ajungă Rodrigo la 99, așa că simulăm sezonul cu numărul 7, haideți să câștigăm din nou Champions League-ul. Haideți să o să vedem ce câștigă Balon de Aur în 2029 și este Rodrigo, mă, bine, mă așteptam că am câștigat și Champions League-ul, are și o valoare foarte mare, mă așteptam să câștige, să fiu sincer. Sezonul cu numărul 7 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și echipa arată bine, mă, în sfârșit 99 overall pentru Rodrigo. În sfârșit avem un jucător care a ajuns la 99 overall, însă și Darwin Nunez s-ar putea să ajungă, dar are 30 de ani, nu știu ce să zic. Oricum echipa a crescut foarte, foarte mult. Haideți să vedem totuși ce a scris și multe goluri și se pare că este Szoboszlai, ok, cu 33 de goluri, un sezon mai slăbus pentru Rodrigo și la asisturi este tot Szoboszlai. Haideți să ne reușim și se pare că reușim să câștigăm Premier League cu 80 de puncte. Câștigăm din nou Premier League. Efectivamente și reușim, nu reușim, ne bate City, ok, ne bate City la penaltiuri cu 3-1. Emirates FA Cup, nu reușim aici, câștigă Arsenal. Carabao Cup reușim, se pare că reușim, bate pe celălalt Spurs cu 4-2. UEFA Super Cup reușim să câștigăm, nu pot să cred, ne bate Nice
Nice. Nice ne bate la penaltiuri cu 5-3. Ok. Haideți să o să vedem ce a făcut și în Champions League. Se pare că terminăm pe locul 2, 13 puncte. În round-ul 6 se pare că dăm de Atletico Madrid, pe care o scoatem cu 3-1 la general. Quarterfinal se pare că dăm de Bayern, pe care o scoatem cu 4-0. I-am spart, efectiv, i-am spart. În semifinal dăm de Manchester United, pe care o scoatem și pe aia cu 4-2. Iar finalul a jucat versus Napoli. Interesant. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm. 3, 2, 1 și reușim să-i batem pe cei Napoli cu 4-1. Câștigăm din nou finala Champions League. Suntem în sezon cu numărul 8 și în sezonul cu numărul 8 nu știu ce transfer să mai facem. Adică avem un atac excelent, un mijloc foarte, foarte bun. Defensiva nu mai zic. Banca de rezervă este efectiv fabuloasă. Toată este bună. Cred că sezonul acesta nu vom face niciun transfer. Avem echipa pregătită pentru următoarele două sezoane. În caz că se întâmplă ceva, asta este. Însă totuși, haideți să facem și contractele și devenim planurile ca să mai crească jucătorii. Am făcut diferite planurile, cât și contractele. Echipa arată excelent pentru acest sezon. N-am făcut niciun transfer pentru că arată foarte bine. Așa că simulăm sezonul cu numărul 8, să vedem dacă reușim să câștigăm din nou și din nou Champions League-ul. Haideți să vedem în 2030 cine câștigă balonul de aur și se pare că este Rodrigo din nou. Deci e incredibil cum jucătorul ăsta câștigă în fiecare an, în fiecare an. Da, e din cauza la overall, zic eu. Sezonul cu numărul 8 s-a terminat astfel cum arată echipa și încă n-a ajuns, da, încă n-a ajuns, dar rămâne la 99, însă îl așteptăm să vină la 99. Sobotlai însă a crescut la 97. Haideți să o să vedem ce a scris mai multe goluri și se pare că este Szoboszlai cu 26 de goluri. În spate este Darwin Nunez cu 25 și se pare că Rodrigo nu prea mai marcat. Însă dacă vorbim la asisturi, a rupt Rodrigo cu 17 asisturi. Haideți să reușim și se pare că reușim să câștigăm Premier League din nou pe locul 1, 86 de puncte neînvinși în Premier League. Efectivamente și reușim să-i batem pe cei de la Arsenal cu 2-0, câștigăm FA Community Shield. Emirates FA Cup reușim, nu reușim aici, câștigă Arsenal. Carabao Cup reușim să câștigăm, nu reușim din nou, câștigă Arsenal. UEFA Super Cup reușim să câștigăm, nu reușim, ne bate Leverkusen cu 1-0. Ok, ok. Haideți să vedem ce am făcut și în Champions League. Se pare că terminăm grupa pe locul 1 cu 12 puncte. În round-ul 6 ne batem pe Porto, 3-2 la general. În quarterfinal se pare că dă de Frankfurt, pe care o scoatem cu 4-3 la general. În semifinal se pare că dăm de Celtic, ok, pe care îi spargem efectiv cu 6-1 la general. Iar finalul vom juca versus Bayern München, hațelea care nu reușim să-i batem. 3, 2, 1 și nu pot să cred, bă, nu pot să cred. Câștigă Bayern cu 2-1. Ok. Suntem în sezon cu numărul 9 și în sezonul acesta, cred că tot la fel ca sezonul anterior, nu prea avea ce să face echipă. Însă vedem că Darwin Nunez a început ușor să scadă, are 32 de ani. Poate, doar poate, o să schimbăm dacă scade mai mult. Însă momentan eu zic că este perfectă echipa. N-ai ce să zici, efectiv eu sunt un monstru. Însă desigur că avem nevoie de contracte ca să rămân jucătorii și de diferite planuri pentru jucătorii care pot să mai crească. Așa că o să le fac imediat și revin într-o secundă. Am făcut diferite planuri că și contractele echipa arată perfect, așa că haide să simulăm sezonul cu numărul 9. Avem nevoie de Champions League-uri și de UEFA Super Cup dacă mai reușim. Haideți să vedem în sezonul cu numărul 9 cine câștigă balonul de aur. Și este Rodrigo din nou, efectiv Rodrigo din nou. Efectiv a fost mereu Rodrigo. Cred că avem doar 5 baloane doar de la Rodrigo. Sezonul numărul 9 s-a terminat. Hai să vedem cum arată echipa și arată destul de bine în continuare. Rodrigo are 99 overall, însă vedem că Leao a scăzut destul de mult. Minus 2 dacă nu mă înșel. Nunez a scăzut minus 1 și echipa, da, începe să scadă, dar na, e logic pentru că suntem pe la ultimele sezoane și acum trebuie să numărim genuri. Însă totuși, hai să ne înșească cea multe goluri și se pare că a fost Darwin Nunez cu 40 de goluri. Incredibil câte goluri a putut să dea. Szoboszlai cu 32 de goluri și la asisturi este Rodrigo cu 24 de asisturi și 31 de goluri. Incredibil. Hai să vedem că reușim să câștigăm Premier League ca de obicei cu 81 de puncte. Mereu pe primul loc în Premier League. FA Cup și reușim să o batem pe Arsenal cu 1-0. Emirates FA Cup reușim să o batem pe Brentford cu 3-0. Carabao Cup reușim să-i batem pe cea Bournemouth 4-1. Haideți să vedem ce a făcut și în Champions League. Se pare că terminăm grupa pe locul 1 cu 12 puncte. În round-ul 6 se pare că o batem pe Celtic cu 5-2 la general. În quarterfinals dăm de Bayern, pe care o batem cu 3-2 la general. În luăm revanșa, să zic așa. Semifinale se pare că dăm de PSG, pe care o scoatem cu 4-2 la general. I-am spart efectiv și finala vom juca versus cei de la Juventus. Haideți să vedem dacă reușim să câștigăm. 3, 2, 1 și reușim să câștigăm din nou finala Champions League. Cred că am făcut obiectivul. Cu 2-1 îi batem pe
cei de la Juventus. E bine, suntem în ultimul sezon, în sezon cu numărul 10. Și în sezonul acesta, sincer să fiu, bă, n-aș face niciun transfer din cauza că cu echipa asta am câștigat atâtea, chiar dacă o să scadă Leo, chiar dacă o să scadă în continuare Nunez, restul jucătorilor să rămână cam la fel. Sincer, n-aș vrea să schimb niciun jucător, arată prea bine echipa. Însă totuși o să fac diverse planurile, poate ce știe, mai crește un jucător 2, dar contractele nu mai are sens pentru că deja suntem în ultimul sezon, așa că revin după ce fac diverse planurile. Am făcut diverse planurile, așa că haide să mergem direct la simulare pentru sezonul cu numărul 10. Poate ce știe, câștigăm din nou, de ce nu, UEFA Champions League. Haideți să vedem în ultimul sezon 2032. Să vedem dacă reușim să câștigăm din nou balonul de aur. Și este Rodrigo, efectiv a fost main la balonul de aur. N-a mai fost Haaland, a fost Rodrigo de data asta. E bine, ultimul sezon, sezon cu numărul 10, s-a terminat și vedem că este fundalul cu albastru. Asta înseamnă că suntem în finala UEFA Champions League. Însă înainte de chestia asta, echipa arată destul de bine și abia aștept să vedem cum joacă, pentru că o să simulăm cu tactica al viu, să vedem cum joacă jucătorii. Însă haideți să vedem câte goluri a reușit de aceea bun de la noi și se pare că este Sobos aceea bun, pentru că el a dat cea multe goluri. Însă Rodrigo, să fiu sincer, așa că mai bine a dat cea mai multe asisturi, 37 de goluri, da. Oricum, un sezon foarte mult, 38, 37, 37, primii 3 jucători ai noștri. Haideți să ne reușim să câștigăm din nou, reușim cu 100 în cap, 100 de puncte în cap, reușim să câștigăm Premier League din nou ca de obicei. FA Community Shield, reușim să câștigăm. Reușim cu 2-0 versus cei de la City. Emirates FA Cup reușim. Reușim și Emirates FA Cup 3-0 versus cei de la Everton. Carabao Cup reușim. Reușim și Carabao Cup. Deci efectiv cred că toate trofeele am câștigat. 3-1 versus cei al Leicester City. UEFA Super Cup reușim să câștigăm. Nu reușim să câștigăm. Incredibil. Deci Super Cup ok. N-am făcut obiectiv, nu cred că l-am făcut, cel puțin. Deci am pierdut la penaltiuri cu 10-9, pe bune, cu 10-9 la penaltiuri versus cei la Lens. Ok. Iar în UEFA Champions League se pare că suntem în grupa cu Lens. Ok. Deci ne-am luat revanșa. Am terminat pe locul 1 grupa cu 15 puncte. În roundul 6 se pare că dăm de cei de la Salzburg, pe care îi batem cu 4-1 la general. În quarter final se pare că dăm de Leverkusen, pe care o batem cu 6-2 la general. I-am cam spart. În semifinal se pare că dăm de Barcelona, care efectiv o spargem, o dominăm. 7-0 la general. Iar finala va juca versus Borussia Dortmund, pe care urmează să o vedem. Echipa lor arată destul de interesant. Vedem că acolo ca striker și ca KDM, dacă nu mă șel, au două origenuri. Sunt interesant. Însă echipa noastră clar ar trebui să fie superioară, chiar dacă Leo are 88 overall și au început mult să scadă jucătorii. Totuși arată foarte bine. Îi dăm un tactical view și haide să intrăm în meci. E bine, și se pare că începe finala UEFA Champions League. O să vedem, așa că haide să ținem cu Liverpool, să sperăm că câștigăm de 7 ori Champions League. Let's go. Ocazie bună aici, Darwin Nunez îi fură mingea. Darwin Nunez 1 vreun cu portarul. Nu pot să cred, Darwin Nunez cum ratează. Ocazie bună pentru Borussia Dortmund. Ademi 1v1 cu portarul. Nu pot să cred, ne luăm gol. 1-0 pentru Borussia Dortmund. Ademi scrie. Ok, ce pasă bună a reușit să dea acolo la Ademi. Și Ademi 1v1 cu portarul. Da, n-avea cum să rateze. Ocazie bună din nou pentru cei de la Borussia Dortmund. Ce bine a șutat acolo Ademi. Însă apără Donnarumma. Sobos la bine pasă aici la Darwin Nunez, Darwin șutează, însă prea proști șutul, direct pe portar, direct pe Kobel a fost șutul. Ocazie bună din nou pentru cei de la Borussia Dortmund, Rea trece foarte bine, șutează și se face 2-0, da. Ok, o să pierdem finala asta, o să pierdem, trebuia să o simulăm, trebuia să ne uităm, da, asta este. Reina marchează 2-0, se face. Și se pare că, da, cam aia a fost, pierdem din păcate UEFA Champions League, finala UEFA Champions League cu 2-0 versus cei de la Borussia Dortmund. Au ținut foarte mult de minge, s-a primat mingea degeaba efectiv și noi n-am avut ocazii absolut deloc, foarte, foarte puțin dacă au fost câteva. Din păcate pierdem, asta este, măcar avem alte Champions League-uri câștigate. E bine, și cam asta a fost simularea lui Liverpool, o echipă foarte, foarte frumoasă, care știți că am făcut și carieră cu această echipă. Chiar a fost foarte interesant să simulez aceste 10 sezoane, mai ales că Rodrigo a crescut foarte, foarte mult și a dominat acolo. La obiectiv am reușit să facem cât de cât, cred că pe toate, în afară de Super Cup. În rest, cred că l-am făcut absolut pe toate. Dacă a plăcut, mi-a dat acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja și să activați clopoțelul. Eu am fost Unreal White. Bam, bat, pa, pa.